Când am început seria aceasta interminabilă, că deja suntem la 8-a ediție de podcasturi, l-am avut invitat la început pe Mircea Bravo. Că am zis să dăm un tun. Am dat un boom. Nu a fost chiar 52.000 de vizualizări, nu-i de aici de acolo. Și la un moment dat atât am pomenit pe invitatul din podcastul actual, încât Mircea Bravo a zis, zice, bă, cred că Cristi sughițea la ora asta. Ei, nu știu, ai sughițat sau nu? Nu cred. Mi-au zis după aia că ar trebui să fii sughițat sau mama sau ceva de genul, dar nu. Am întrebat-o și pe aia, am zis că e ok. Nu. E ok, toată lumea... Nu sughița nimeni. Nu. Salut și bine ai venit, Cristi. Bine v-am găsit. Cristi Ilișoară. Dacă l-am avut pe Mircea Bravo, cel mai expus din angrenajul echipei Mircea Bravo, acum avem pe... Omul din spatele personajului. Prezintă-te tu. Omul din spate, că e aia că în spatele fiecărui bărbat puternic e un e o femeie puternică. Dacă vrei varianta oficială, așa. Producător, scenarist, regizor la proiectul Mircea Bravo. Mulțumim, Sergiu Nicolaescu. Dacă vrei varianta mai colocvială, așa. Omul care râde în spatele camerei lui Mircea Bravo. Ca și mine. Toată lumea zice în comentarii, l-ați adus pe ăla numai să râdă. Exact, nu. Dar e bine că ai râs fain, știi? Da. Încurajează. Tu ai știut ce faci, că te-ai văzut la stand, că la stand-up ai nevoie de unul în față. Ai nevoie. Ca e heckler, nu e heckler, adică strică sau nu strică materialul, dar să aibă o reacție la ce zic. Exact, foarte important. E mai greu acum, că trebuie să mă întorc așa peste umăr, ca să-l văd, nu e chiar în față, că invitatul e în față, dar e bine. Deci tu ești un fel de... factotum. Tester, știi? Tester. Adică pe de glume, știi? Adică tu testezi pe el glumele, cumva și el îți dă feedback-ul. El îmi dă feedback-ul și eu trebuie să continui, că n-avem, trebuie să umplem spațiu. Corect, corect. Și știi că ești pe direcția bună, știi? Da. Dacă nu râde cam 2 minute, zici, schimb ceva sau... închiriem spațiu. Chiar că îți vine Antoldu acum, nu? Și noi am distrus bunătate de apartament, că l-ai văzut. Chiar în poziție așa bună, adică în poziție... ai făcut turul, parcă vrei să mi-l închiriezi, da? Serios. Serios. Chiar merită. Ați avut atâtea sketch-uri. Cam câte ați numărat cu imobiliare? Vreo 10 am avut. Asta e, oare în top care? Bine, după cele cu tantile Nuța. Cu Cucu am făcut câteva la țară. Așa. Cu chiar au fost multe. Au fost multe. Am făcut și cu meșteri, muncitori. Meșteri. Și imobiliare. Cam astea. Meșteri, imobiliare. Pentru că astea dor pe toată lumea. Adică astea impactează... foarte multă lume. Toată lumea are o casă pe care vrea să o închirieze sau toată lumea vrea să-și renoveze ceva sau no, are o bunică la țară. Deci voi căutați în arealul ăsta în care se regăsește cât mai multă lume atunci când... Da, dacă vrei să fii viral, cam asta, știi? Nu prea poți să faci clipuri despre IT-și toată ziua, că chiar dacă în Cluj sunt mulți IT-ști, știi, la nivel național, să va uita o nișă destul de îngustă la tine. Da. Cum vă alegeți temele astea? Sau temele vă aleg pe voi prin intermediul clienților? Să știi că e mai ușor la reclame câteodată, adică acolo avem puncte fixe. Știi că trebuie să faci despre burger, burgerul de la telerul de pizza. Care cum a fost? Foarte bun, deci chiar foarte bun. Și gândești o idee pe baza burgerului. Exact, și creativitatea, nu există creativitate fără limite, părerea mea. Există numai creativitate în limite. Adică tu dacă spui pe o foaie, bă, trebuie să fac un sketch, tu trebuie să ai niște puncte fixe, că dacă nu te duci în toate părțile, știi, și nu ajungi nimic. Da, și niște puncte fixe la nivel, bă, despre ce facem, sau cu ce actor, sau... E foarte important să setăm un cadru, cât de cât. Că ține de temă, că ține de om cu care facem, de locație, habar n-am. Și asta în timp. Optimizarea asta. Da, asta a venit în timp. La început își băiam în toate părțile, e normal, e logic, știi, cumva era ca o căutare, știi? Păi noi suntem mereu la început, dragă. Da. Suntem tineri, frumoși și liberi. Spre exemplu, Mircea tot timpul își notează ideile care îl fac pe el să, nu știu, să reacționeze într-un anumit fel, să enerveze sau să... No, cam de la un nerv așa pornește. Fiecare din ce trăim. Mie mi se pare că e foarte important să ai experiențe, să trăiești, ca să poți să scrii despre ele. Și să fii în mijlocul subiectelor și în mijlocul oamenilor. Nu prea poți să faci de deasupra, știi? Adică să faci clipuri bune de deasupra oamenilor, nu prea poți, știi? N-ai cum să fii elomat și să povestești cu bunica. Da, nu n-ai cum, exact. Eu cred că asta s-a întâmplat cu televiziunea, din păcate, știi? Televiziunea e ca o doamnă, știi? Care era frumoasă. Toată lumea o vedea, știi? Și la un moment dat doamna i-a zis, bă, nu mai vreau să stau între oameni, eu aș vrea să mă mut la etajul 1, știi? Și s-a mutat la etajul 1, deja încă lumea s-a uitat la ea, așa, sus. Și s-a tot urcat, s-a tot urcat la ultimul etaj până când nimeni nu a mai văzut-o, adică... Asta e povestea tristă a televiziunii, că atât de mult o plecat dintre oameni încât pur și simplu au devenit irelevantă pentru oameni. Majoritatea și show-urile care au acum loc, deci numai bani, mașini, hai să mai facem nu știu ce, să mai facem bani, să vorbesc niște topicuri pe care poate poporul român nu se încadrează acolo, adică de ce-s curios ce mașină și-a luat Hâț Johnule dacă eu tot Dacia 1310 am? Da, exact. E un fel de, e o tematică de abordare aspirațională, adică ei se gândesc, bă, hai să le dăm, nu știu, un pic din viața vedetelor și după aia lumea își va dori să vadă în continuare chestia asta, dar lumea vrea să vadă oameni ca ei, părerea mea, adică oamenii vor să vadă oameni mai proști ca ei, în mare parte. Da, și asta e adevărat, să știi. Și asta e unul dintre marele succese. Și atunci de ce nu se uită la podcastul nostru? Nu am aflat încă de voi, da? Eu zic că... Dar... Muncim la asta. Ziceai de doamna televiziune pe care ai curtat-o și tu. Am curtat-o? Păi cum? Eu în momentul în care eram în... Eu primul declic l-am avut în clasa 11, am lucrat la revista școlii. A fost cea mai tare chestie pe care am făcut-o în liceu. Cum se numea? Esența. Ce și în esență ce era? Era un fel de... băuturi. Esență. Frumos sună. Frumos. Pentru Beclean. Pentru Beclean era ok, da. Era prima dată când se făcea revista școlii în liceu și profesoara de română ne-a abordat, eram în clasa 11-a, pe noi. Eram în clasa de informatică, eram cea mai tare clasă, știi? Cumva. Orice se putea face cu voi. Da, exact. Și mi-a plăcut foarte mult, din prima mi-a plăcut proiectul, m-a apucat și... Știai a fost... și pe calculator să tehnoredactezi, să... Aici l-am luat un alt coleg, eu eram mai mult cu ideile, articolele și așa mai departe, eram redactor șef și tehnoredactor era altcineva. Și atât de mult mi-a plăcut. De ce? Pentru că noi trebuia să ne producem revista și să o vindem, dar să fie relevantă ca să o putem vinde. Excelent. Știi? Adică acolo a fost prima mea lecție de marketing și de branding. Adică marketingul era să fii plăcut pentru copii, pentru colegii tăi. Să vezi ce atrag, să și brandingul pentru profesor, știi? Adică trebuia și profesorii să te... cumva să te valideze, știi? Că nu puteai să faci numai măgării, știi? Da, trebuia să le îmbini, lor. Da. Exact. Și a fost o chestie super... faină, care m-a făcut să-mi doresc să lucrez în jurnalism. Și cum? Lunar apăreați? Da, lunar apărea. Prima dată apărut lunar, după aia trimestrial, deci nu au fost chiar... Și-a dus-o până între 12-a? Până între 12-a, da, exact. Am făcut 5 numere sau 6 numere, cam așa. Mulți copii, dacă ar avea astea... Acum câte numere mai e? 1 pe lună, ce? 1 pe lună... O salutăm pe doamna Ilișoară. Da. Deci acolo a fost declicul, vorba ta. Exact. Ți-a plăcut, probabil, mă întreb, febrilitatea asta a căutării subiectului și a ajunge la, chiar dacă erau colegii tăi, să ajungi la om. Exact, știu că erau 2 lei revista și până ne costa, trebuie să vină vreo 400 de, nu, vreo 200 de reviste, parcă să scautem încă un număr, ceva de genul, nu mai știu exact numere. Deci vă autofinanțați, vă... Exact, ne mai dădea sponsorizare, ceva fabrică de pâine acolo, no, era așa o chestie foarte boemă, dar mișto, mie mi-a plăcut mult. Mircea mai mic decât tine, în același liceu? Sau? Mircea a fost în clasă cu mine și el a scris la revista școlii, chiar a scris, el scrie articole de sport. Ca idee. Ca să vezi. Da. Ca să vezi. Deci... No, și după aia mi-am dorit să lucrez în televiziune și am dat la teatru și televiziune, la facultate. La Cluj? La Cluj. Da, unde? Pe Bărgaia? Știu că sunt o grămadă care vin de afară, mai nou în Cluj. Și taică-mi mi-a zis, mă, dar nu vrei tu să te faci ITist ceva cu matematică? Ai terminat matematică. Eu de-aia m-am dus la Mateinfo, că acolo erau prietenii mei, colegii mei. Nu aveam nicio treabă cu matematica. În clasa 12 am luat 5, să trec clasa. Sfântul. Exact. Și, până la urmă, el a fost de ajuns de tolerant încât să mă lase să fac ce vreau eu. E singur la părinți. Mai am o soră mai mare. De-aia am zis că, hai, bănuiesc că sora au făcut ce o trebuie. Sora au făcut ISE, științe economice. Era și plecat, dacă mi-era plecat în Spania, lucra acolo. Zic, nu, bine, nu, ce să zic, copilul ăsta face el ce face. Și acum îmi dau seama cumva că a fost varianta câștigătoare pentru că am făcut ce mi-a plăcut sau ce am vrut eu să fac, știi, până la urmă. Chiar dacă facultatea în sine nu a fost nu știu ce, adică... Ai intrat la facultate. Am intrat la facultate, la taxă. Și cât problema era că era... 2500 pe an. Era vreo 3000 de lei. La astea vocaționale era mai scump decât la... Da, că aveam camere. Locuri puține, dar camere asigurate. 8 la taxă, 8 la buget. HD-ul? Nu, eram la... Dar n-am stat în cămin, am avut noroc, a mea mi-a luat apartament. Și chiar în primul an chiar am stat cu Mircea, el era la drept. Deci stăteam în apartament cu el. Și facultatea era foarte nouă și profesorii nu prea știau exact cum să ne ia. Profesorii nu stăpâneau subiectul. Exact, exact. Și nu prea veneau la cursuri. Cine era decana atunci? Maliță. Liviu Maliță. Era Doru Pop, care în continuare acum profesor. Am făcut cu Ligia Zmarandache, cu Dan Curian de la TVR. Deci profesioniști mulți. Nicolae Melinescu mi-a fost la ceva curs. Chiar ok. Primul semestru, al doilea am fost ce am fost, dar n-am prea mai dat-o pe la școală cumva. Nu m-a prins disciplina de a merge la școală și n-am văzut cumva un câștig imediat de acolo. Și mi-am dorit atunci să fac televiziune și am intrat în televiziune, l-am lăsat lui deoparte școala și am zis, bă, hai să fac ceva practic. Și am rămas în televiziune și am cam lăsat la o parte școala, adică în anul 3 m-am... Ensien? Da, în Ensien. CNN-ul ardelenilor. Televiziunea locală din Cluj și era foarte în vogă în 2007. Atunci era în vogă, se relansase, se rebranduise. Exact, și toată lumea vrea reclame acolo. Ții minte că atunci când mergeam cu televiziunea era... La un reportaj, toată lumea era, bă, a venit domnul de la televiziune, au venit colegii mei, ăla lucrează în televiziune, eram cumva... Deci aveam salariu foarte slab, țin minte, aveam 11 milioane salarii. Colegii mei toți aveau peste 15, distribuitori erau, lucrători în construcții, femei de serviciu, toți aveau de la 15 în sus. Dar făceai ce descoperise că... Da, făceam ce îmi place, cumva mi se părea super interesant să fiu acolo, să fiu în priză, să... Reporter, da? Reporter. Nu, prima dată am fost cameraman. Cameraman. Atâtea am bulit, atâtea filmări am bulit. Fai de capul meu. Veneam cu ele arse, fără sunet. La început... Mi se pare că nu știu. Și am listat... Erai cu casetă VHS? Nu era VHS, era casetă din aia mai mică, de 8 mm, nu de 8 mm, mai mică, de 6 mm, în fine, nu mai știu exact. Era casetă. Filmam HD deja. Ah, nu, nu era HD. Nu era HD. VGA sau cum era? Nu era nici VGA. Era Sony PD, da, mă rog, chestii de genul. Poate mai ții și tu minte. VX, nu știu ce. Da, știu. Și le ardeai. Și ce ziceai la șefi? Ilișoan iară ai ars. Da, nu. Am fost umilit de-a dreptul, dar nu umilit de ei. Umilit de mine, știi? Tu te enervai pe tine. Mă enervam pe mine, știi? Cea mai mare pedeapsă. Și la prima dată când s-a făcut restructură, m-a luat afară. Direct, adică... Practic, ți-mi minte că am ajuns în 2008, în noiembrie, atunci m-am angajat și în 2009, în ianuarie, m-a dat afară. Pur și simplu, s-au făcut restructurări, atunci venise criza, chestii. O arsă ăsta destule, hai să-l ardim și noi. Dai seama că, practic, era cel mai prost cameraman, sincer. Și eu mă dădeam afară, adică. Din postul de... Cred că nici nu m-a dat afară, cred că m-am cerut eu afară, nu mai știu. Din postul de cameraman ai plecat și după aia ai revenit ca... După aia am venit cameraman, fii atent în față. După aia, după 3 luni de zile, deci asta m-a dat afară în ianuarie. După 3 luni de zile... Cu Mircea vorbeai în perioada asta. Vorbeam. Păi da, că... Și cel ce, bă, ți-am zis să primești pachet de acasă și să-ți vezi de facultate. Nu... Era boem, așa, nici nu prea discutam despre chestia, știi? I-am zis, bă, m-a dat afară, bă, nu-i nimic, hai să bem, nu, era o chestie așa, nu vedeam totul dramatic, știi, nu eram așa. Țin minte că m-am dus la taică meu și zicea, bă, n-am ce să-ți fac, nu, asta este, eu îți dau 1 milion pe săptămână, atât am putea să-mi dea omul, știi, nu. Și asta m-a făcut cumva să doresc să mă angajez iară. Ce s-a întâmplat a fost că în iunie iar au avut nevoie de oameni, știi, la Ensien. Nu, asta e vorba divertișilor în Ensien și în televiziunile pornite din Cluj-Napoca. Știu despre ce e vorba, e principiul bielă manivelă. Exact. Te țipăm de rău, te aducem de bun. Te țipăm de rău, dar tu nu știi. Nu știi. Continuă. Și am venit în mai, aveam nevoie de cameraman, nu știu ce. Bă, m-am descurcat chiar bine atunci. Nu prea am ars chestii, deja începea să filmez bine. Eram mândru de știri, mă uitam la știri. Știi că cea mai mare pedeapsă la știre, dacă ai filmat-o rău sau dacă ai făcut-o rău, e să te uiți la ea, știi? La podcastul. Și eram, bă, și la un moment dat, după o lună jumate în care chiar eram bine deja, începeam să mă îmbrac la cămașă, știi? Eram mândru de mine deja. Ăsta e un semn de evoluție deja ierarhică. Eram bine, știi, mă simțeam bine cu mine. Zice, bă, Cristi, facem restructurări pe vară. Și, bă, eu că iară trebuie să pleci. Bă, dar nu știu cum e, nu e o rușine, mă, deci mă cuiam pentru o lună și jumătate. le-a fost rușine. Am zis, ok, no, asta este. Am dus acasă. Mă duc să dau costumele astea înapoi. M-am dus acasă, e ok. A fost trecut vara. Era fain vara cumva că ne vedeam cu toți colegii care veneau de la facultate, în Beclean. Știi, cumva era o perioadă faină a anului și n-am simțit neapărat noi, erau așa mei acasă, era ok. Tu fiind activ, fiind o fire activă. Da, exact, exact. Trebuie să faci. Păi, mai mergeam și pe la nunți, țin minte că era perioada aia de nunți, filmam pe la o nuntă, mai pierdeam câte o casetă. Mă rog, țin minte că am filmat o nuntă, acum e așa o paranteză, am filmat o nuntă, bă, și până la biserică n-am avut sunet. Dar fii atent, știu pe unul care tot așa n-a avut sunet așa. Și după aia a făcut el în a făcut el sunetul de la zero. Cu de-aia, o luați de soție pe... O dublat? O dublat toată. Studiourile Warner Bros. Mai am că nu știu, dar nimeni seama. Nimeni. Foarte tare. Eu am pus pe muzică fast forward, știi? Gen, ca și cum n-a fost important până acolo, știi? Am pus direct. Așa vrut artistul. Că după biserică. După aia e important. Nu mai contat. No, și era și eu... Stăteai la masă cu cetirașii când mergeai să filmezi. Aia a fost o nuntă de penticostali. Știi? Și era mai nașpa că au fost rugăciuni. Au fost rugăciuni și rugăciunile erau importante. După aia mi-am dat seama. Că veni nu știu care... Pastor, știi? De nu știu unde, care a fost o rugăciune faină la... Acasă, la mireasă. Dar eu n-am mai avut caseta, știi? Nu mai aveam sunet. Nici nu poți lua din pănet rugăciunile. Atunci nu era un an. Exact. No, asta a fost. Mă rog, asta am făcut în vara aia. Am fost la anunț. Și după aia, ca să termin povestea cu televiziunea, m-a sunat în septembrie Doru Crăciun. Doru Crăciun care era de la sport și mi-a zis, bă, Cristi, am văzut că tu ești așa cu sport, cu chestii. Te mai duci la fotbal, nu? Da, mă, nu vrei să fii reporter pe sport. Și eu că eram un yes man, total, îți dai seama. Eu nici nu m-am gândit că mă duc în a treia oră într-un loc unde mă dată aia afară. A treia oră cu noroc. Cu noroc, mă, și a rămas după aia, a rămas. Adică au mai fost runde de dat afară oameni și... eram ok, știi? Învățase slalomul, că era la sport. M-a văzut că e bun la tăte, știi? Eu zic, bă, dar pe ăsta dacă îl punem femeie în servicii, bun și femeie în servicii. Sau dacă îl punem, știi, că m-a văzut că... Te adaptezi repede. Bun femeie de servicii, dar ne arde mopul. No, și după aia am continuat. După aia au zis la un moment dat, bă, dar nu vrei să faci și știri serioase, de asta e pe economic. Bă, da. Dar eu, dai seama, inconștient total. Nu știam nimic, dar am învățat pe parcurs, știi? După aia, nu vrei să faci și pe cultură? Bă, cum să nu? De tot ce fac. Și eu eram românul ăla bun la toate. No, asta a fost. Eram un yes man și cred că le-a plăcut treaba asta. Eu am și învățat chestii în momentul respectiv. Adică mi se pare că a fost și o lecție să învăț chestii noi, știi? Cultură generală nouă, oameni noi, contexte noi. No. Cumva cred că m-a ajutat treaba asta. Chiar dacă nu eram cel mai bun reporter. Dai seama cât de bun poți să fii, să zici că bă, ești pe cultură, dar vezi că trebuie să faci cu piesa aia de teatru. Eu încă n-am fost la teatru. Nu știu, discursul, știi? Unde e teatru? Vezi ceva de lojă. Cine e loja? Cu masonii nu filmez. Și după aia ai făcut saltul și în marele trust care s-a lansat de aici. Da. Deci din Ensien ai venit la... Exact, exact. Partea bună ca reporter era că eram foarte curios de lucruri, știi? Eram curios de oameni, știi, în general. Și dacă de evenimente, vorbeam cu prieteni de-a mei și îmi ziceau, bă, fac aia. Și eu imediat îmi sărea ochii la o știre, știi? Mă gândeam, bă, dacă aș putea face ceva cu chestia asta. La un moment dat, vedea numai știri. Pur și simplu numai știri. Așa cu prieteni în oraș, nici nu eram atent la ea. Eram numai cu știrile. Bă, de acolo putem face o știre. Taci un pic, că nu contează ce zici acum. Zi un pic cu știrea aia. Adică eram pe modul ăla de știre. Viață de breaking news. Da. Și îți dai seama că e total dăunător pentru viața personală, dar pentru viața profesională a fost bine, că m-am antrenat să scot chiar știri bune la un moment dat. Și au venit când s-a făcut relansarea, bineînțeles, am ajuns reporter la Transilvania Live, după care m-au văzut că-s dezghețat, au zis, bă, sunt un producător la Transilvania Live. La un moment dat am fost pentru o scurtă perioadă și moderator la Ensien. Am uitat să zic treaba asta. Știu, aveai și cravată. Bă, și un sacou. Aveam un sacou. Bă, deci așa. Mă durea stomacul înainte de fiecare emisiune. Eram... Cine îl purta, fratele lui Hurezeanu înaintea ta? Sau? Nu, era mai mare, știi? Era... nu mai știu, dar făceam chestii pe socială. Bă, dar aveam niște emoții. Zice, bă, dar... Și mi-a zis lumea, după al 10, după al 100-lea de live, după aia devii ok. Adică pur și simplu nu mai ai nicio emoție. Bine, n-am prins numai vreo 7 emisiuni. Cu tine. Cu mine. Te-ai și pui tu uita la ele, nu? Nu, dar era nu, și decorul nou, nu mai ții minte, atâta lumină, apăruseră plasmele, nu? Era un upgrade față de... Era un upgrade, da. Nu știu câtă lume se uita, sincer. Dacă... Acolo, în zorilor. Acolo se uita, cred că. Și păcat că totuși, Sorin, pe lângă bani, erau niște energii, niște... Au fost jurnaliști foarte buni care au fost aduși. Exact, oameni care... Dar problema mea e, problema a fost că nu a fost gândit cum trebuie de la început proiectul, părerea mea, adică nu l-au gândit pentru toată Transilvania. Cumva era ca o stație de Cluj, în care veneau subiecte de știri din Sibiu și le ilustram cu niște cadre din Sibiu, din alea luate de amus un an, știi, și... Orice știri era cu Sibiu, vedea oameni pe stradă cu Sibiu. Nu era interesant, știi? Dar a fost să ai o lecție cumva. Și ultimul episod în televiziune care a fost? LUK TV. LUK TV, adică în momentul Transilvania Live s-a închis și cumva s-au comasat cele două. S-au făcut un program de știri pe LUK TV, niște emisiuni. Și eu cumva eram responsabil de chestiile astea, de știri și de emisiunea lui Sabin Gherman. Aici am vrut să ajung, că eu te rețin... Băiatul ăla harnic, producătorul lui Sabin Gherman cu o gecuță. Exact. Tot timpul cu casete la el, mergeai la editare, mergeai la... Da, mie îmi plăcut foarte mult de Sabin. Tu l-ai lansat pe Sabin Gherman. Da, eu, adevărul că eu... Nu, glumesc. Sabin Gherman a văzut cumva ceva în mine, faptul că eram super implicat și doream să facem chestii faine. Și mi-a dat încredere și asta, pentru asta trebuie să-i mulțumesc. Și că te-au făcut să-ți iei loc în Feleac, să-ți faci casă. Da, păi chiar mi-a luat el terenul. El mi-l-a luat și când... Tu când îmi iei un teren? Sabine. Invers. Păi invers să fii tu. Tu ești starul, vedeta aici, ca și cum era Sabin. Știu. Eu vezi că por casete după mine și camere. Casete de bere. Poți să mergi pe lângă Wonderland, nu neapărat așa sus, e ok. La lebede, dar am zis să te mai băgăm în seamă, că aici ne aducem aminte de o istorie comună a televiziunii. Foarte bine, foarte bine. Eu nu știu nimic. N-ai televizor acasă. Numai Netflix. Dar despre asta o să vorbiți mai încolo. Aici s-a ajuns, adică până la urmă asta s-a întâmplat cu televiziunea, da? Ce vreau să zic e că Sabin a fost trecerea lină de la televiziune la online, pentru că Sabin e genul de om foarte aplicat pe online, adică care gândește, care vorbește ce gândește și la televizor. Da. Era un fel de gură de aer proaspăt, mi se părea, printre ăia care ziceau exact. Bună seara, bine v-am găsit, astăzi alături de noi este nu știu care, știi, și nu mișca nimic, nu... Dar Sabin era ceva de genul, no, bună ziua domnule, no, am venit la emisiune și pe drum mi-am găsit cățaua, nu știu, adică povestea ce pur și simplu vorbea ca și cu un om normal. Asta mi-a plăcut foarte mult la el și asta am încercat să o aplicăm și cu Mircea acum, de la el. Și el, deci Sabin a fost cumva omul care mi-a și zis ce înseamnă poveste, cum să o scrii, cum să o faci, cum să o... A fost o lecție bună. Filolog? Da, filolog și om de televiziune și jurnalist vechi, adică gândește că el are din 92, a prins televiziunea aia în care chiar cu casete VHS, chiar cu Betacam-uri, chiar preistoria televiziunii, știi? Și bine că ești acolo, în Feleac, nu? Casa e gata, piscină când ne invizi la grătar. Piscina n-are rost să-ți faci în Feleac, îți spun. Dacă te muți în Feleac, n-are rost că e o vară pe anii, o zi pe anii vară. Bate vântul sau ce se întâmplă? E mai fric vreo 3 grade ca la Cluj. Plouă mai des, mi se pare. Să știi, cred că ți-am mai zis și dacă nu ți-am zis, lasă-mă să-ți repet. Când urcăm Feleacul și mergem spre ai mei în Alba, eu știu faptul că, în primul rând, Sabin Gherman stă în Feleac. Republica Germania, cum îi place lui să zic, că el stă în Germania. Și îi zic la soție, fii atent, câte grade când plecăm de aici din Cluj? Atâtea. O să fie cu 3 grade, 4, iarna mai ales, îți minus. Zic, iară n-o băgat Sabin pe foc. Exact. Acolo e mai frig, pur și simplu e mai frig. Dar e fain. O zi pe an vară autentică, o zi pe an schiați acolo la pârtie. Cam așa. Și în restul veniți în Cluj. Cam așa. Adică, ții minte că asta iarnă am prins de vreo 3 ori la pârtie, dar cam atât. Că ai vrut tu, care ești un personaj insistent. Că... Cum e la casă, la casa ta? Băi, foarte bine. Adică eu am stat la apartament... Până să ud, 42 de metri pătrați are apartament, cu camere, de fapt, cam garsonieră. Cu cât l-ai dat acum în chirie? Mă, nu l-am dat în chirie, l-am dat la o asociație, la Magic Camp. Și se ocupă ei, adică aduc ei oameni și cazează acolo cine are nevoie, știi? Cumva am considerat că nu sunt destul de responsabil încât să-l dau la cineva în chirie. Că dacă mă sună noaptea și îmi zice, bă, vezi că s-a stricat aici ceva... Excelent. Știi? Bravo. A fost o chestie și eu egoistă, spun sincer, la faza asta. Mie mi se pare că să fii proprietar de... Probabil ai fost tu proprietar de apartament dat în chirie. Am fost până... Și cum? Nu te suna noaptea, nu te suna ziua, nu te suna... diferite limbi străine și suna poliția. Aia zici. Domnul Bendia, ăștia nu dau muzica mai încet. Pe cine amendăm? Păi zic, pe ei, dar n-au buletin. E greu cu multe proprietăți. Magic Camp al lui Vlad Voiculescu. Excelent, bravo, nu știam. Da, și... Felicitări. Mersi, n-am făcut eu mai lucru, el a făcut mai multe. Mă rog. Mai bine, avea ușa, avea nu știu. Avea, nu, era imobilat, ok, știi. Dar faptul că... Dar trecerea, da, trecerea de la apartament... Uite, vezi, întrebarea mea cum a fost, scuză-mă, știi? Cu cât l-ai dat în chirie, vezi? Suntem în Cluj-Napoca. Dacă ai ceva, nu stă pe loc și rar se gândește lumea că ar putea să facă și un gest caritabil prin asta. Corect. No, foarte frumos. Nu consider că banii ăia mi erau atât de, cum să zic, de... L-ai avut vreodată închiriat sau... Nu, niciodată. Ba da, l-am avut când am fost în anul 2 în cămin. Mm. Am vrut eu să văd cum e în cămin. Și mi-am dat apartamentul în chirie. Și să-l amite bătache în care mi-au zis, mă, copile, tu ai apartamentul tău. Și mergi în șurdă. I-am zis, nu vreau numai să văd cum e și acolo. Câți erați în șurda din cameră? 4. HD-ul. Da, și a fost foarte interesant că, bine, am cumpărat locul, bineînțeles, că nu... Am cumpărat loc în cămin. N-ai prins cu mărcile. Nu erau mărcile. Nu, am plătit 250 de euro. Bă, foarte mult am plătit. Păi, nu luai chirie pe 2 luni cât dădeai... Nu, deci foarte mult. Mie am prostit. De-a dreptul. Ca idee. Ești ușor de prostit, Cristi. Da. Ești ușor de prostit pentru că am încredere în oameni. Chiar am încredere în oameni. Dacă zice omul, bă, trebuie să dai 1 milion, că nu știu... Am o problemă, am o mare, trebuie să ajung în... Și dacă omul mi-o zice convingător și așa, eu pun botul lejer. Cu casa am avut chestii din astea o grămadă, țepe și așa, mini-țepe, nu țepe mari. Adică masă. Ai avut meseriași care au promis și nu s-au ținut. Da, care au promis, le-am dat bani înainte, nu mai venit să facă chestii. Da, am dat, vreo 1000 de euro am pierdut, așa, cam așa. Dar până la urmă am câștigat, știi, adică nu-i văd ca pe o pierdere. Așa a fost o colecție, știi, să-mi dau seama cumva că e bine și să nu fii foarte credul, știi, să fii mai cu picioarele pe pământ, știi? Să mai spui și nu. E greu să spui, e greu să spui nu, Cristi. Foarte greu. Păi eu sunt yes man. Cum să zic, nu, știi? Adică eu am zis da la orice, știi? Deci pentru mine e greu tare să zici nu. Și la noi în firmă, Mircea zice nu. Știi, când el cam are darul să zică nu. El are darul să zică nu și eu zic da, știi? Cam bad cop, good cop, știi? Suntem... Și negocierile cine le face? Tu Mircea, sau el? Mircea, îți dai seama. Dacă le-aș face eu, ar fi faliment. Deci, nu încercam eu să zic, bă, acum ți-ai terminat casa. Hai, negociază o lună tu. Mircea, hai că nu mai pot să-mi plătesc cheltuielile. Nu, e... Să știi, e o problemă asta. Să știi să zici nu. Adică mi se pare o chestie pe care merită să o antrenezi. Oamenii, în general... Mai ales în Ardeal, știi, unde e bine să fii de treabă. Să lași loc de bună ziua. Să lași loc de bună ziua, exact. Da, ăla la care lași loc de bună ziua, ăla te... sau... Da, bine. Acum știi cum e, eu cred că în continuare eu sunt de percepția asta, că e bine să fii mai prostul, dacă se poate. Decât să te dușmănești cu oamenii, mai bine o înghiți și asta. Îți consumi din energia ta. Pur și simplu, adică... Ăla a plecat cu banii în Moldova, că era o echipă de moldoveni. No, dar eu dacă mă stresam aici în Ardeal, ăla nu simțea nimic din stresul meu. Adică tot eu eram... Nici o vibrație nu intra. Absolut nimic. Cred că număr vibrațiile peste Carpați, știi, și de aia, da. De aia zic, ție-ți faci rău, știi? Cumva, până la urmă, cred că e bine să lași de la tine, să fii mai prost. Pentru tine. Pur și simplu, pentru tine, cred că e bine. Lumea în general nu lasă de la ei, adică oamenii în general nu lasă de la ei să nu creadă lumea că-s proști. Dar dacă crede că-s proști, ce mă? Ce contează? Adică crede lumea că-s proști. Aia, știi, nu-i ceva rău asta, știi? Vorba ta, la oameni le plac de oamenii mai proști, știi? Adică... Așa, de-aia stau lipiți de spunând nimic. E și confortabil dacă ești mai prost pentru alții. Da, nu-mi așteptări prea mari de la tine și când faci ceva... Să simte ei mai bine cu ei, știi? E mai relaxant. Exact. Fără mișto. Viața de familist a încurcat planurile tânărului care ardea casete în urmă cu 10-12 ani. Da. Viața de profesională a încurcat planurile de familie, știi, mai mult. În sensul în care... Cred că mi-am amânat nunta cu vreo 2 ani în faza cu Mircea Bravo. Știi, pentru că... n-au vrut să te lase. Nu, că n-au vrut, da. Atât aveam de lucru încât... Deci voi ați început în 2014. 2014 și m-am căsătorit în 2016. Ba, cu un an, cred că. Dacă nu, cred că mă căsătoream în 2015. Cu aceeași persoană. Cu aceeași persoană, da. Adică locuiam deja împreună cu soția mea de acum. Și era foarte... Adică a fost prietena mea de la 20 de ani. Deci acum avem 14 ani împreună noastră. 14 ani. Imediat avem nunta de argint. Da. Da, 14. Bă, lucru bun. Felicitări. 14 ani, bine, suntem căsătoriți numai din 2016. Dar în rest, ea a fost foarte... Ea vă știa prietenia. Da, ne știa prietenia. Știa după aia planurile. Și-au avut încredere în noi, adică chiar... Bine, nu știa nici la început, adică când vedea că facem farsele pe stradă, cred că s-o gândit, bă, dar... Bă, nu știu ce fac ăștia, dar nu, ceva nu-i bine. Zi o farsă de asta la care ar fi strâmbat soția din nas. Pe care am făcut-o? Da, pe care am făcut-o. Păi, da, de exemplu, am făcut una... în cimitir și s-a dus Mircea la oameni și le zicea că are un mort în spate și... Noi n-am văzut-o. Ba da, și are un mort în spate și nu-i lasă să... Nu lasă să... Îl pună pe acolo pe undeva. Să-l arunce, știi? La portare zicea treaba asta. Și portarea era ceva de gen... Era cu mașina? Era cu mașina, da. Era cu mașina mea. Și atât era de convingător, Mircea. Incredibil. Vorbea așa în șoaptă, parcă era un pic... Parcă era surexcitat, că am omorât pe cineva acum. Nu, din greșeală l-am tăiat pe unul, că era un portar așa cam nervos și m-a enervat tare, am văzut negru în fața ochilor. Păi... Eu filmat de de sus, știi, de acolo. Nu știam ce zice Mircea, pentru că era, la momentul respectiv, filmam cu reportofon. Numai el avea sunetul la el. Și era mare surpriză să vezi că după ce ai filmat, n-ai înregistrat nimic, știi? Știi? Adică nu-i credea că așa acum ai căștile, ai control, știi? Și am făcut treaba aia, știi? Și cu căști uneori e greu. Și cu căști uneori e greu, da, bănuiesc că ați avut și chestii și voi. Ce? Da... Pentru că ea știa, bă, voi cum vreți să faceți bani din treaba asta? Adică ne râdeam, era fain, îl râdea lumea. Entuziasmați. Da, până la urmă, cine vă dă bani pentru asta? Și chiar așa era, adică dacă te gândești obiectiv, știi, la faza asta, mă, cum să ne dea bani cineva pe treaba asta? Adică cum să-și lipească numele de noi, știi? Dar după aia am virat-o ușor, știi, am rebranduit un pic numele. Sketch-urile virale. Exact. Și cumva a fost mixul perfect, că lumea ne cunoștea după alea nebunii, în același timp ultimele chestii pe care le făceam erau ok. Omul avea încredere că se poate asocia cu noi în momentul în care au început să vină banii. No, deci de asta zic că am avut parte de încredere, dar nici noi nu știam prea bine ce facem. Asta e clar, știi? Apoi e ala zi lângă noi. Clar. Și tatăl tău acum ce zice? E mândru, chiar e mândru. Adică, să uite la videouri. Să uite. Tot timpul când ajung, nu. Arată-mi tu, arată-mi tu. Că măta, nu prea mi arată, arată-mi tu. El n-are nimic, n-are Facebook, n-are absolut nimic, nici smartphone n-are, are un telefon cat, știi de ăla? Da, de la care poți să-l arunci la balcon. Da, din ăla de muncitor, știi? Pe care îl poți pune în beton și... Răspunde, știi? Mai lucrează? Nu, are pensionare, are aproape 70 de ani. Dar e inspirațional pentru mine că mare parte din glumele cu tantile Nuța zi la el. Mare parte. Da, cred că are așa de mare succes Tantinuța, că toți ne regăsim în ea. Exact. Dar eu l-am avut pe omul în familie, știi? Și cumva e o lecție, adică e o lege, știi? Că scrii ce știi. Adică în principiu nu poți să, ai văzut și tu la stand-up, nu poți să faci glume pe care nu... Adică cu ale oamenilor pe care nu-i cunoști sau ale contextelor pe care nu le știi. N-ai cum, știi? Pentru că tu vei rumega clișee dacă nu știi, adică vei zice clișee unul după altul, știi? Ca și cum eu m-aș apuca să slăbesc și aș face glume despre gras. Nu mai are niciun farmec dacă nu-s gras. Tu rămâi gras măcar să... Are, da, asta. Nu, are farmec. Și bine, pentru că tu ai fost acolo, știi? Tu știi, tu rezonezi cu gras. Dar rămân acolo, că e prea... la cât e acolo la cântar. Nu că să mai iau de noi, de râsul lui, de chilele mele, de... Am observat că tu ești foarte atent la... Nu numai la ce mănânci, că zicea și Mircea că sunteți un pic fără gluten, dar și la stilul de viață, adică nu pierdeți nopțile. Bă, la mine viața profesională e foarte importantă, eu zic, adică... Cum e o zi din viața lui Cristi Ilișoară? Clasica întrebare. Hai să facem și noi un vlog cu el, cum ai făcut și tu cu ei. Băi, ai bani? Mie mi-au zis taică-mi o chestie. Trebuie să fii serios la lucru, copile. Și asta am aplicat-o, indiferent unde am lucrat. Am fost foarte ambițios și super competitiv. Ardeai toate casetele. Da. Exact. Ardeam toate filmările. Și pentru mine e important când mă duc la lucru să dau maxim. Și de aia eu cumva sunt mult mai profesional, orientat profesional decât personal orientat, să zic așa. Adică acasă nu știu să mă comport. Ajung acasă și așa, ce trebuie să faci? Trebuie să învăț, știi, cum se comportă oamenii normali acasă, știi? Greu să mă deconectez, să-mi dau off, știi, de la lucru. Tot timpul vin idei acasă. Acum nu mai vezi știri, vezi idei. Acum văd idei într-una, știi? No, într-una. Le reții sau ți le și notezi? Mai și notez, mai și rețin, mai și uit din ele. Alea cele mai bune. Alea cele mai bune pe care le uiți. Și îți aduci aminte după în conexiune cu nu știu ce și... Da, mi-am adus aminte de o chestie foarte faină pe care mi-a spus cineva la un moment dat. Bă, când nu știi, n-ai un subiect de știre sau nu ai idei, ieși pe stradă pur și simplu. Fă o plimbare și îți vin idei. Da. 100%. Cred că se aplică inclusiv la ideile pe care le avem noi acum de sketch-uri. De exemplu, ieri am lăsat fetița la... creșă, că dimineața o duc eu la 3 ani fără cât? 3 ani fără o lună. Să trăiască Eva. Mulțumesc frumos. Și am zis, bă, hai să mă duc pe jos. Și am văzut niște muncitori și mi-a venit ideea, pur și simplu. Adică mi-a venit o idee pe care azi am filmat-o. Ieri am scris scenariul, azi am filmat-o, știi? Cumva... De ai ideea, trebuie să ți-o mai valideze cineva în cadrul... Bă, am avut noroc că ieri am avut întâlnire de creație cu Tibi, cu Cristi, cu Mircea Cristi. Și mi-a validat-o toți. Andrei a venit? Andrei n-a venit, haterul grupului. N-a venit Andrei, dacă vine Andrei poate nu mi-a validat, vezi? Am filmat-o, poate nu, poate nu mai reamul să-mi bat piciorul. Îți dă report. Da, și... Ședința cât durează? 2 ore, 3 ore? Cine scrie? Tu scrii la calculator sau tu dictezi? Da, eu scriu la calculator. Că n-am răbdare până dictez. Așa ai început cu tehnoredactarea la esențe. Exact, dar nu tot timpul scrie, să știi. Deci în principiu, la un moment dat, adică în mod normal, pur și simplu aruncăm idei. Și notăm exact ce am discutat. Adică, de exemplu, bă, facem sketch cu Haurențiu, dau un exemplu, și se întâmplă aia și le lăsăm așa. Și a doua zi scriu eu cu Mircea scenariu. Până a doua zi mai vine, mai dorm peste aia, mai nu știu ce. Da, dialogul. Știi, mai... Așa se întâmplă de obicei. Deci pur și simplu aruncăm cu idei. Bă, ce-ar fi dacă. Și foarte, câteodată e foarte inconfortabil să rămâi, să stai în zona aia unde nu vine nicio idee, știi? Stai și uiți unul la altul, știi? Și... Nu vine. Nu, dar râzi în același timp, mă gândesc, așa. Că nu... Da, râzi. Glumele de... Interne, de uz intern și în jurul subiectului, care până la urmă e ca și plimbatul pe stradă. Cumva tot converg, exact. Că-i musai. De-aia zic, e foarte important să trăiești tu chestii interesante, experiențe, ca să poți să scrii, știi? Foarte... Am văzut chiar un film spaniol, vi-l recomand. Ciudadano Ilustre se numește, să-l vă uitați la el. E despre chestia asta, e despre un autor care câștigă premiul Nobel și după aia absolut nu mai a avut viață normală și nu mai știu să creeze, neavând viață normală, că se întâlnea numai cu președinți și cu papa, știi? Și întoarcerea lui la orașul natal și la creația originală, știi? Chiar mișto și chiar are sens, știi? E un fel de a te păstra cu picioarele pe pământ, exact, până la urmă. Exact. Vorba românească, să nu uiți de unde ai plecat. Să nu uiți de unde am plecat, știi? Și eu îmi doresc, mi-am impus chestia asta, oricâți bani aș face, să-mi iau o mașină normală, să am o casă normală, să nu fac... Deci fără piscină. Vezi, nu singurul care are polo. Da, și eu am avut polo, să știi, până acum 2 luni. Știu că am... Cel mai bun polo, nu? Cel mai bun polo. L-am și vopsit acum. E foarte bune mașini, deci... Eu știu. Și-au făcut treaba. Nemțești, exact. Cam de gagici un pic, dar nu. Da. El e familist. Eu spun țețele la mine. Și în gât spui în stand-up. Da, Cristi, ce sfat ne dai să mai avansăm și noi în piața asta? Da, depinde ce vă doriți. Eu cam dată mie mi se pare că vă simțiți bine aici. Pur și este? Simplu. Nu? Cred că asta e important, mă. Acum important ce transmiți tu ca... Bă, dacă te simți bine, transmiți bine, teoretic. Acum s-ar putea să ai blocaje la transmitere, dar nu cred că e problema ta asta. Din ce văd, ești pe drumul total cel bun, adică pe online. Și tu ai început... Păi l-am urmărit câteva, acum mai nou nu m-am mai uitat, sincer. Dar ce-mi place la el e că e foarte committed, știi? Adică o pus culele la bătaie... Pentru tine, mă, fratele meu, asta pentru e mare, noi. Pentru voi, știi? Mi-a dat o asigurare. Nimic. Mi-a dat o pereche de cheie în caz că, bă, eu am închis. Apoi treaba ta dacă n-ai verificat. Filmează-te când închizi. Da, deci foarte exact. Important, știi? Cumva, carisma și disciplina, știi? Foarte, foarte important. părerea mea, eu îl țin pe minte pe Nicu din moment, de când făcea stand-up în 2009, era la începuturile stand-up-ului. Da, da, acolo, aia ar fi o carte bună, Nicu. Să vorbesc despre începuturile stand-up-ului românesc. Știi, adică mi s-ar părea... Primul stand-up românesc a fost ăsta, cum îl cheamă... Ca de obicei s-a început la București, da, în 2003-2004, dar și în 2009 încă erau începuturile. Era chiar, da. Și acum domeniul ăsta... Adică Buteanu era un vizionar, mă, atunci. Buteanu, da. Adică era efectiv un vizionar pentru că lăsa oamenii. Buteanu e un patron unui local. Trebuie să-l invităm și pe el. Și el avea povești. Mircea Buteanu a avut Dieselul care a început și ca... Genisul și... Nu, exact. Ăla e altul. Nu, Genisul nu. Genisul nu l-a avut. Nu. Diesel. Nu, și Genis. Ăsta nea Che Guevara sau cum se numește. Da, Che Guevara are. Che Guevara, fashion-ul și... Napoca 15. Da. Dar un om care a fost dedicat și este în continuare dedicat fermentului artistic și frumosului și care a știut să vorbească cu fiecare artist pe limba lui, ajungând să-l aducă și pe Zucchero și așa mai departe, pornind cu... Da, Buena Vista Social a avut. Da, da. Aldimeola. Aldimeola, da. Și îmi povestea, trebuie să-l chemăm, are un stil, bă, Nicolae îmi zice, băi Nicolae, deci când am chemat era... trupa aia de Doamne Dumnezeule, de-au devenit ei celebri în România, la început ori cântat în Diesel, tot îmi vine să zic Pink Martini, dar nu, în fine, o trupă. Și zice, eram după concertul din club din Diesel, zice, după aia am chemat încă o dată și la Polus, la food court. Și zice că o zi înainte niciun sfert din bilete nu se vânduse, zice, mă gândeam să chem de la armată câteva camioane de soldați ca pe vremuri când duceau la meciuri. Și surpriza a fost că după aia a venit și s-a umplut lumea. Deci așa. Da, da. Și adică el s-a pus banii la bătaie din prima, știi cum. No. Și cu stand-up-ul, deci în Cluj-Napoca, Dieselul era un ideal ca să mergi să te... Nu ca acum, că oriunde poți face stand-up. Se minte că am făcut o știre la un moment dat cu Nicu. În 2009 sau 2010. Oare la Palat eram sau... Nu, la Diesel. La Diesel. Adică pur și simplu era ceva nou, mi se pare. Adică... Fusese un maraton, cred că veneau și mai mulți din București. Da. Și eram... Era un maraton, da. Era, Radu Isac, Toma, Sergiu Floroia... Exact. Era ăsta de la Oradea, cum îl cheamă? Sorin Pârcalab, exact. Da, îți dai seama și atunci, la începuturi. Da, da. Fain. Da, da. Și de-aia zic, tu în umor ești vechi. În online ești mai nou. Da, în online... Da. Ești în același timp și vechi și noi. În online cam toți suntem noi, că nu vezi cum se schimbă și tot evoluează zi pe zi, de la zi la alta. Corect. Deci tot timpul trebuie să rămâi nou. Da. Adică te adaptezi mereu. Sunt și vechi, oameni vechi care au pierdut, știi, un pic. Acum trebuie să gândești glume în 15 secunde. Bă, asta e provocare, nu? Chiar e provocare. 15 secunde să faci publicul să râdă. Da. Și nu că... Da, mult greu. Nu că publicul te știe. Să-mi minte că în 2015, când i-am apucat noi, da, 2014-2015, puteai pune multe chestii și râdea lumea. La publicul nu era atât de pretențios. Nu era nici în era vitezei. Da, nu era nici în era vitezei, nu era pretențios. Era nimeni unul care să filmează pe stradă. Hai să ne uităm, să vedem ce se întâmplă. Acum nu mai vii cu din astea, adică trebuie pur și simplu să vii cu chestii tare. Din prima să-l prinzi pe om, știi? S-au schimbat treburile un pic, da? Regula nescrisă online-ul sau poate scris, în primele 15 secunde dai tot ce poți și după aia vezi tu. Și la final trebuie să dai. 15 secunde să uită oamenii. Asta știu de la spectacole, lumea reține ponta de final. Dar ca să ajungă la ponta de final tu trebuie să-i duci. Corect, da. Corect, da. Certuri cu Mircea Bravo. Am avut, bineînțeles, dar Mircea e un tip super critic. Aproape conflictual, pentru că am standarde foarte înalte la chestii și Mircea e omul extraordinar de treabă, extraordinar de puțin orgolios, încât să lase după mine, știi? Adică când aveam certuri, pur și simplu ziceam, no, bine, ok, hai să vedem cum e viziunea ta, ok, hai să facem. Și a avut încredere foarte mare în mine, în general, chiar dacă de multe ori nu era de acord, a avut încredere să se aplice ceea ce ziceam eu și așa. Și da, mai fost momente, dar nici nu se poate, cred că, să nu te cerți, adică n-ai cum. Și până la urmă certurile aduc chestii bune. Că la un cert, la o ceartă, știi, mai zici și chestii, zici și adevărul. Mai scapă și câte o realitate. Ălălalt pe lângă orgoliu, mai și interiorizează ceva, știi? Adică, până la urmă, e ceva mai de reglează. Da, mai reglează câte ceva. O ceartă între colegi profesionali, că în familie nu e chiar așa. De obicei, eu sunt certat, nu... În familie pierzi. În familie pierzi, știi? Adică te duci. De... Ca soț, ca... Pierzi capital, știi? Și câștigă ălălalt în familie. Că viața asta e ca o scară. Da. Așa e. No. Dar de asta zic. E ok să te ceri, părerea mea. Din când în când e chiar indicat. Dacă nu te-ai certat de mult, ar fi bine să bagi niște invective pe acolo, poate... Să inventezi. Sare ălălalt. Și după aia sketch-ul de împăcare e și mai viralizat. Da, 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 exact. Ce înseamnă, Cristi Ilișoară, să fii viral? Să fii viral înseamnă să uite lumea la tine și să te distribuie pe pagina lor cu miile. Nu știu, cam așa ceva. Ce e mai important, să fii lăicuit sau distribuit? Și una și alta, cred că. Acum nu știu care e algoritmul, dar cred că pentru mine e mai important să fii distribuit. De ce? Pentru că în momentul ăla omul își pune la el pe pagină, adică e ca un fel de statement. Omul își pune la el pe pagină ce ai făcut tu. Faptul că acum like-urile ajung la oameni, la prieteni, prin faptul că îți arată, bă, l-au dat like la chestia aia, deci aproape ca o distribuie un like, adică aproape ca un share. E o chestie care ține de algoritm, dar faptul că te-o distribui, te-o pus pe pagina lui, aia și comentariile, iarăși contează. Și comentariile contează, da. Contează, da, corect. Adică viral înseamnă să fii, să spui ce vrea lumea să audă, să faci glume relatable, dar totuși neobișnuite. Deci asta e greu cumva, știi? Adică să creezi cadrul pe care toată lumea îl știe, dar să vii cu o chestie interesantă, cumva neobișnuită, la care nimeni nu se așteaptă. Știi? Să nu cazi în banc. Să nu cazi în banc, exact. Asta o știam și eu, sau asta o dădeam exact, și eu. Să vii ineditul, cu... pac, ineditul. Te trosnești, te vezi, pac. Da, mă, uite, la asta nu m-am gândit, știi? Să vii cu o altă perspectivă la chestii cunoscute. Scos din zona de confort, dar tot bine să se simtă, tot se râdă, tot să se regăsească. Exact. Și asta e foarte important, cumva, să nu excluzi oamenii, știi? Să îi incluzi pe toți, știi, în sketch-ul tău. Adică să încerci să-i faci ca pentru un copil de 6 ani, da, să înțeleagă. Copilul de 6 ani să înțeleagă. Și asta e foarte important, inclusiv orice ai face, știi? Adică tu, orice ai face, tu trebuie să poți să explici treaba asta la bunica. Atunci, în momentul ăla, știi să comunici. În momentul în care nu știi să vorbești pe limba oricui, știi? Inclusiv ce faci tu. Țin minte că am fost acum recent la o firmă, niște oameni care făceau ceva aplicație pe blockchain. Pe? Blockchain. Pe blockchain. Adică blocuri, dar la țară la blocurile ce... Blockchain. Pe DeFi, adică pe Decentralization Finance. No, niște chestii super noi pe care nici eu nu le-am înțeles bine. Și au zis că să facem cu bunica și am zis, mă, explică-mi tu în 15 secunde ce înseamnă blockchain. Bineînțeles că eu trebuie 5 minute la om să explice. Bă, dar cum ar putea să zică bunica să-ți explice ție, știi? Dacă tu nu poți să-mi explici mie, știi? Adevărat că așa e, da. Cumva unele chestii sunt prea noi să fie virale, știi? Nu? Trebuie să aștepți un pic să treacă, să interiorizeze lumea. Să se viralizeze și fără pantă în exact, dar nu colectiv. Să știe lumea, ci lumea să înțeleagă. Deci nu-i de ajuns să știe lumea subiectul, trebuie ca lumea să-l interiorizeze, ca să devină viral, Să-l digere, adică altfel... Rămâne numai un concept, rămâne o chestie din aia zis așa, pe care lumea nu înțelege, știi? Formă fără fond. Formă fără fond, exact. Cum se relaxează omul din spate, scenaristul, regizor, producător, Cristi? Bă, la lucru. Noi de ce stăm așa de încruntați? Eu ți-am zis, Nicu, că noi nu lucrăm prea mult. Nu știu să mă relaxez, asta e adevărat. Nu știu să mă relaxez. Mă mai la câte un film... Mai stau de fapt, ce mă relaxează pe mine cel mai tare e să stau cu cineva la povești. Uite, acum sunt foarte relaxat că stau cu voi la povești. Cu voi la povești, știi? Cumva asta mi se pare relaxarea supremă. Să stai cu niște oameni faini la o poveste, știi? Și nici nu prea știu cum să mă relaxez. Eu de multe ori stau și mă uit la seriale în timp ce editez. Bă, nu e ok. Mă uit la serial pe un monitor și pe unul editez. Da, eu... O cert pe Angie când o văd că își face unghiile și se uită la seriale. Că nu dă tătă atenție acolo. Niște oameni s-au chinuit la treaba aia. Nu mă uit la niște seriale foarte, foarte complexe. Bă, dar niște oameni s-au chinuit acolo. Sunt tipurile alea de seriale la care te uiți așa, mai ales pe Netflix, când mănânci, când nu faci nimic important. Nu-mi plac alea. Mă uit numai la alea care mă prind. Da, nu mă uit, nu. Trebuie să mă prindă ca lumea. Dar nu mai am ce să mă uit pe Netflix. Au început iară Doctor Quinn pe TVR. Hai să mă apuc ceva. S-a uitat soacra mea, l-a văzut pe Suli, zice, ăsta atât tânărul rămas. Cățaș. Deci ăla e plictisala supremă la pătrat. Nu vei nici să mânci pe ăla. Familia Goldenburg. Tânăr și neliniștit. Sclava Isaura. Serialele care ne-au lansat. Dallas. Bă, dacă te poți uita la Tânăr și neliniștit, ești iluminat, schiu. Înseamnă că tu n-ai nevoie de nu știu cât ca să trăiești, știi? Noi, de exemplu, creatorii de conținut și oamenii super activi de acum, noi avem nevoie de tot felul. Nu putem să ne simțim bine numai așa, știi? Și la ce vă uitați? La Corazon de Papel? Sau cum e ceva? Aia zic că am văzut, am prins câteva seriale bune și unele din secunda 20 deja nu mă mai pot uita. Dacă ceva nu-mi place, trebuie să fie chiar bun. Trebuie să fie chiar bun. Sau nu-mi place fața actorului. E o nebunie, îți dai seama, nu e ok, știi, să ajungi așa. Nu e bine să-l lași să... Mai poate pentru că voi vă pregătiți să faceți și un lung metraj. Și atunci critica, nu e așa, dragă domnule Ilișoară? Da, critica, să știi că e o chestie pe care o am din totdeauna, nu neapărat că acum facem sau nu un proiect. O ai sau nu o ai în tine, știi? Și câteodată te ajută sau de multe ori nu te ajută. Cam da, da, ne gândim să facem. Adică suntem în proces de producție a unui film. Titlul ai la film? Nu. Cred că chiar înainte să lansăm atunci e un titlu. Film de 2 ore. Și pus în paranteză, no clickbait. O oră 45. Un film, o comedie onestă românească. Cinstită. Cinstită, la care să râzi și la care să pleci, de unde să pleci din cinema să zici, bă, un film bun. Nu știu ce, dar un film bun. Adică, am și râs și a fost ok, a fost un film bun. Nu m-a obosit, nu m-au prea pus pe gânduri. Încercăm să-i și punem pe gânduri, dar nu ne așteptăm să facem Nașul din prima. Dar eu cred că va fi o comedie bună. Nașul e un film. Dar știu, la situația ta maritală. Eu zic că o să fie un film bun. Eu sunt foarte entuziasmat cu ideea și... Dar nu vreau să ridic foarte mult așteptările, că nu. Când vei lansa premiera, te așteptăm în umilul nostru studio de podcast. Te-ai simțit bine, zici așa? Da, foarte bine. Și foarte bine. Dacă tot vrei să închei într-o notă atât de ridicată, să nu uităm de scaluri și de tricouri la scaluri pe care ți-l oferim și ție, că mi-am dat și la Bravo. Și numai bine am tricouri de schimb. Și Bravo zicea că, Mircea, pardon, și numai 3-4 tricouri are, așa că mai... Ne tragem de șireturi cu ăla de Bravo. Mircea Bravo. Mircea Bravo, da. El zicea că are 3 tricouri și l-am dat pe al 4-lea. Deci eu n-am mai ieșit așa câștigat de la nicio emisiune până acum. Am mâncat bine înainte, m-am îmbrăcat după aia. Atelierul de pizza am cu râs noi, în timpul emisiunii. Am îmbrăcat, am râs. Da. Dacă ar da și ăștia de la Bucovina și Borsec, mă, și eu ce trebuia să zic cu Oaca Carpatica? Nu s-a râschemă. Domnul Ilișoară a zis, aveți prea mult sponsor în emisiune. Ca atare am rămas cu Scouler, să-l por sănătos, da, și cu Burger King. Da, e XS, nu e... E cel mai mic. E cel mai mic. E cel mai mic. Și la Eva, la fetița, e bun. Doamne ajută. O să o vezi pe plajă acolo. Eu când mă duc la, nu știu, la Lee Cooper sau pe la ăștia, unii că au tricouri, zic S, zice, unul de 1,80 zice, nu cred că ți-e bună, că ai sport eu. Că-ți-aș gura ta, pe atunci care e faza? Faceți Mini Cooper dacă... Mini-mini. Mini-mini Cooper dacă Lee Cooper nu e bun, știi? O să că oamenii stă mai mari. Da? Și tendința aia și mi-au rămas în urmă. Concediu plăcut. Mulțumesc. Îți mulțumim că ai venit pe la noi. Mai treci pe la noi când dorești să stai de povești cu cineva. Să mă... Nici tare asta. Păcat să mă întrebi că aș vorbi cu cineva. Și nici nu te stresează Bravo. Nu mă stresează. Da, când ai pus postarea aia mai devreme decât mai târziu, de n-am putut vorbi pe drumul că... Bă, s-a întâmplat odată în nu știu câți ani să mi se posteze... Și am fost lângă ei. Da, să mi se posteze la altă ori decât programanul clip. Am mai văzut că... Și am pățit data trecută că l-am programat să posteze miercuri la ora 8 și era programat joi la ora 8. Deci nu înțeleg de ce. Nu, deci e o conspirație ocultă mondială. Împotriva creatorilor din Cluj. Exact. Nu, e blestem asupra transilvanenilor. Să nu uiți la 8 să postezi. Da. Că îl filmăm cu o săptămână. Concediu plăcut, vacanță. Salută-l pe Mircea Bravo. Te vezi? Sau numai după vacanțele? Mă văd și mâine. Toate cele bune. Mersi că ai venit în primul rând. Mulțumesc. Sper să aveți succes. Când ai chef de povești. Să nu mai chemați oameni ca mine, să chemați și... Ne întoarcem la Bravo, după aia la tine. Da.